Zi de mare sărbătoare a fost duminica aceasta pentru una din cele mai importante mănăstiri din Episcopia Hușilor. Biserica nouă din incinta mănăstirii de lângă Movila lui Burcel, județul Vaslui, a fost astăzi sfințită și a primit hramul Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Sfințește biserica aceasta cu hramul drept credinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, prin stropire cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Slujba de sfințire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu înalt preasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, preasfințitul Părinte Corneliu, Episcopul Hușilor și preasfințitul Părinte Antonie de Orhei, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Credincioșii au ascultat cu acest prilej cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan. Să-i mulțumim așadar lui Dumnezeu că s-a zidit o nouă biserică aici, că măria sa Ștefan, drept credinciosul voievod, cel mare și sfânt, care a încercat să înrădăcineze în Moldova Duhul Sfântului Constantin cel Mare, împăratul roman al Constantinopolului, și ne bucurăm că în numele său s-a ridicat această sfântă biserică și Dumnezeu să răsplătească, cum știe el mai bine, în această lume și în veșnicie pe toți ctitorii, ajutătorii și sprijinitorii zidirii acestei biserici și în mod special pe Părintele Arhimandrit Ștefan. La final, preasfințitul Părinte Corneliu, Episcopul Hușilor, a evidențiat importanța zidirii unei biserici noi. Ridicarea oricărei biserici este o mărturie de prezența luminii învierii care nu apune niciodată. În biserică, când intrăm, ne întâlnim cu Mântuitorul Iisus Hristos, lumina lumii, care luminează cunoștința și care ne scoate pe noi din întunericul acestei lumi, care din păcate în zilele noastre este tot mai mult răspândit de fiii întunericului, ai minciunii și ai neadevărului. Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, ieri și azi și în veci, este același. El mereu cheamă fiecare generație ca să-și schimbe viața, așa cum a făcut-o cu orbul pe care astăzi i-a redat vederea sufletului și a trupului, dar și cu cei care contestau minunea în ciuda adevărului evident. La final, arhimandritul Ștefan Gușă, starețul mănăstirii, a primit din partea înalt preasfințitului Părinte Teofan Crucea Moldavă pentru eforturile depuse la ridicarea locașului de cult. Movila lui Burcel este o arie naturală de interes național situată în județul Vaslui, pe teritoriul administrativ al comunei Miclești.